local ultimă ședință ordinară. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera și articolul 196 alineatul 1 litera D din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul normal administrativ cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local ultimă ședință publică ordinară în data de 14 februarie 2024, ore 12, la sediul primăriei Comunei Duce. Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale, Comuna Bucium, pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28-29-02-2024, inițiator primarul comun. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport de la domiciliul la serviciu pentru salariații din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local și se vor desfășura în anul 2024 cu beneficiare de venit minim de incluziune din Comuna Bucium, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2023, inițiator primarul comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, inițiator primarul comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de credite, inițiator primarul comunei. 8. Raportul de evaluare a activității serviciului voluntar pentru situație de urgență al Comunei Bucium pe anul 2023, prezentare șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Bucium. 9 diverse. Doamna președintă. Mulțumesc frumos. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. A fost votat. Domnule primar, vă rog să ne prezentați punctul numărul 1 de la ordinea de zi. Referat de aprobare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucium pentru ședința adunării generale ordinare a acționarului ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28-29-02-2024. Doamne și domnul consilier, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a adresei numărul 1098 din 26-01-2024 transmisă de SC CRAB S.A. Bacău, prin care s-a făcut convocarea în adunarea generală ordinară a acționarului pentru data de 28 februarie 2024, orele 13, împreună cu ordinea de zi, solicitându-se votul pentru cele 5 proiecte inițiate respectiv. 1. Aprobarea participării companiei în calitate de lider de parteneriat în cadrul programului Prima Conectare la Sistemul Public de Canalizare cu Apă și de Canalizare și împuternicerea directorului general CRAB de a semna în numele și pe seama societății toate documentele aferente acestui program. 2. Aprobarea validării contractului și numirea auditorului financiar Intercon SRL pentru efectuarea auditului statutar conform hotărârii Consiliului de Administrație numărul 9 din 16-01-2024. 3. Aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru contractele de servicii de furnizare și de lucrări care alcătuiesc proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și aprobarea mandatării directorului general al societății de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate mai sus în numele și pe seama societății, precum și aprobarea încheierii unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a proiectului. 4. Aprobarea propunerii de majorare a indemnizației fixe administratorul executiv Popar aloca cu procentul de majorare aplicat asupra salariului salariaților societății și încheierea actului adițional la contractul de mandat, precum și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău pentru semnarea actului adițional. 5. Împuternicerea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea. În ceea ce ne privește solicitarea votului pentru proiectele de la ordinea de zi, se face numai pentru subiectele de la numărul 1, 2 și 3, iar pentru celelalte de la punctul 4 și 5, votul va fi dat din partea municipiului Bacău.
Față de aceste solicitări, a fost întocmit proiectul de hotărâre pe care îl supun astăzi analizei și dezbaterii dumneavoastră și din care s-a propus stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Buciumă, care să voteze pentru la cele trei subiecte, în sensul că suntem de acord cu acestea. Față de cele expuse, rog analiza, dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei președinte Moldoveanu. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au studiat conținutul proiectului inițial de către domnul primar și au fost de acord cu cele trei măsuri. Mulțumesc. Dacă sunt în scriere, nu? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta punctul numărul 2 din ordinea de zi. Mulțumesc. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport de la domiciliul la serviciu pentru salariații din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumă, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, având în vedere prevederile unor acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, respectiv legea numărul 348/2023 privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 191/2022 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ și hotărârea guvernului numărul 39/2024 privind aprobarea modalității de decontare a cheltuielor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației din aparatul de specialitate a primarilor comunilor și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune. Am înțeles prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de decontare a transportului pentru personalul aparatului de specialitate al primarului Comunei Buciumă, în condițiile în care acestea nu dețin o locuință pe raza Comunei Buciumă și cu încadrarea în condiții prevăzute în hotărârea de guvern amintită mai sus. Astfel, potrivit legii numărul 348/2023.2, pentru funcționarii publici care au domiciliu în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea și a cărora nu li se pot asigura o locuință de serviciu, autoritățile publice locale pot decide în baza unui regulament propriu de contarea cheltuielor de deplasare, iar potrivit ordonanței de guvern numărul 39/2024, articolul 2, alineatul 1, beneficiază de decontare cheltuielor de transport salariații care nu au domiciliu sau reședință în localitatea unde aceștia își au locul de muncă. Cheltuielile de transport se decontează doar atunci când traseul cu ce trebuie parcurs zilnic depășește limita teritorială a localității în care se găsește locul de muncă. La baza solicitării de decontare a cheltuielor de transport, salariații vor depune documente justificative în ceea ce privește mijlocul de transport cu care fac naveta și cu privire la valoarea carburantului, biletelor de călătorie, proporțional cu zilele lucrate în luna respectivă. Întrucât cheltuielile de transport se suportă din bugetul local pentru cadrele didactice și acum s-a acordat acest drept și pentru salariații din administrația locală. Propun să analizați și dezbați pe marginea acestui proiect de hotărâre, respectiv să-l aprobați. Doamna președintă. Mulțumesc. Domnule Cibotaru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei sunt de acord cu acest proiect. După ce vă studiați. Mulțumesc. Dacă sunt în scriere, vă rog. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, vă rog să ne expuneți punctul 3 din ordinea de zi. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2024 cu beneficiare de venit minim de incluziune din Comuna Buciumă. Doamnă și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii numărul 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare, precum și normele metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum au fost aprobate prin hotărârea Guvernului României numărul 1154/2022, propun Consiliul Local Buciumă spre aprobare planul de acțiuni și lucrări de interes local și se vor desfășura în anul 2024 de beneficiarii legii 196/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu intrare în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca un fundament necesar de acțiuni considerat de viceprimarul comunei că s-ar putea întreprinde și realiza cu beneficiar de venitul minim de incluziune în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan, drept pentru care, la propunerea acestei, am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Mai fac mențiunea că, potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie obligativitate pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dezbateți pe marginea acestui proiect, respectiv să-l aprobați. Doamna președintă. Mulțumesc, domnule primar. Doamna Moldoveanu, aveți cuvântul. Mulțumesc.
A fost aprobat proiectul cu privire la planul de acțiuni și lucrări de interes local și au fost de acord membrii Comisiei Juridice, au fost de acord ca domnul Duce să ne reprezinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Sunt înscrieri. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, vă rog să ne expuneți punctul 4. Referat de aprobare privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Buci, în județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, urmarea adresei numărul 1032245-4 din 10.01.2024 și numărul 1032406 din 29.01.2024, transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, înregistrate la OAT Buci, la numărul 151 din 12.01.2024, respectiv la numărul 427 din 31.01.2024, prin care mi se solicită comunicarea până la data de 1.03.2024 a hotărârii de Consiliul Local privind înființarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân și a planului de acțiune privind evaluarea numărului de câini fără stăpân aflați pe raza comunei, precum și alte informații cu privire la acest subiect, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Buciu, județul Bacău. Dacă vă aduc la cunoștință faptul că în această problemă a fost adoptată hotărârea Consiliului Local Buciu numărul 42 din 29 septembrie 2023 privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a caietului de sarcină în activității de gestionare a câinilor fără stăpân și aprobarea studiului de oportunitate privind gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Buciu, județul Bacău. Însă, planul de acțiune nu a fost elaborat și aprobat. După cum v-am mai informat și în ședința din luna septembrie, anul trecut, în toată această perioadă, capturarea câinilor a fost efectuată de o firmă specializată cu care am avut încheiat contract de prestări servicii, această operațiune fiind propusă a se desfășura și în anul 2024, întrucât posibilitățile Comunei Buciu de a face funcționabil serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân sunt inexistente, vă aduceți aminte de prezentarea din luna septembrie, când s-a aprobat înființarea serviciului, când am justificat că nu putem angaja medic veterinar, tehnician veterinar construit la adăpost conform standardelor cerute, respectiv aprovizionat cu hrană, materiale și alte resurse, un astfel de serviciu. Prin urmare, pentru a ne conforma dispozițiilor legale, rog analizați pe proiectul de hotărâre, dezbatere și aprobare. Doamna președintă. Mulțumesc. Doamna Mărzuveanu, aveți cuvântul. Mulțumesc. Planul de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stăpâni a fost analizat și aprobat de către membrii Comisiei Juridice. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă vreți să discutați ceva pe lângă acest subiect? Nu. Mulțumesc. Discutam mereu și... Supunem la vot. Mulțumesc frumos. Toată lumea a fost de acord. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de la numărul 5. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anul 2025-2026. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 a fost structurat în două părți distincte, parte de venituri și parte de cheltuieli. De asemenea, sumele prevăzute în proiectul de hotărâre au fost alcătuite atât de din venituri proprii, cât și din sumele repartizate Comunei Buciu prin adresă transmisă de AJF pe Bacău, cu numărul BCG STZ 393 din 01-2024, numărul BCG STZ 518 din 16-01-2024, numărul BCG STZ 849 din 19-01-2024 și adresa numărul 4408 din 12-02-2024, transmisă de Consiliul Județean Bacău, precum și contul de execuție parte de venituri al Comunei Buciu la 31-12-2023. În cele ce urmează, voi face referire separat la fiecare din aceste părți, după cum urmează. Venitul bugetul local 2024, secțiunea de funcționare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni totalizează 11.881.000 lei și va fi format din 1. Venituri proprii provenite din impozite și taxe locale pe care le-am preconizat în anul 2024 la suma de 1.210.000. 2. Cote defalcate din impozitul pe venit 391.000 lei. 3. Sume alocate de Consiliul Județean Bacău 502.000 lei. 4. Sume repartizate din fonduri la dispoziția Consiliului Județean 350.000 lei. 5.
sume defalcate din TVA alocate de AJFP Bacău pentru finanțarea cheltuielor descentralizate 1.088.000 lei. 6. Sume defalcate din TVA pentru drumuri de la Consiliul Județean Bacău 240.000 lei. 7. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale 1.765.000 lei. 8. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 350.000 lei. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire de locuință și a suplimentului pentru energie 80.000 lei. 10. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică 250.000 lei. Secțiunea de dezvoltare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 6.355.000 lei, proveniți din următoarele surse. 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 350.000 lei. 2. Sume alocate de la PNDL-ul 265.000 lei. 3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare de luare proiectului de finanțare din FEN, post aderare 100.000 lei. 4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru PNI ASE 5 milioane lei. 5. Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectului de investiție 500.000 lei. 6. Sume primite în contul plăților efectuate în anii anterior, 140.000 lei. În ceea ce privește veniturile proprii ale Comunei Bucim pentru anul 2024, pot să vă menționez faptul că s-a făcut o estimare a incasărilor, iar în urma acestei estimări s-a ajuns la suma totală de 1.210.000 lei. Această sumă urmează a fi colectată de la bugetul local din impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxe judiciare și extrajudiciare de timbru, alte impozite și taxe, impozitul pe mijloace de transport, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din prestări servicii apă, canalizare, amenzi, penalități și confiscări, precum și din taxa specială de salubritate și taxa PSI. Aceasta a fost situația veniturilor la bugetul local al Comunei Bucim pentru anul 2024. Cheltuieli bugetul local anul 2024, secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, 2.440.000 lei, din care 1.900.000 lei pentru cheltuielile de personal prezent, salariilor demnitarilor, funcționarilor din aparatul de specialitate și indemnizații de Consiliul Local pentru anul 2024 și indemnizații de hrană și vouchere de vacanță pentru aparatul de specialitate aferent anului 2024 și de contarea transportului la și de la locul de muncă. 520.000 lei pentru bunuri și servicii reprezentând prestări de servicii, pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, materiale de curățenie, cheltuieli cu energie electrică, telefon, fax, internet, timbre, poștale, recomandate, abonamente, presă, combustibil pentru autoturism și microbi școlar, lemne, obiecte de inventar, formulare tipizate, tunere, hârtie, xerox și descris, materiale necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 20.000 lei pentru cotizația ADIP, ADIS și GAL. Capitolul 5402, 20.000 lei pentru bunuri și servicii necesare la organizarea alegerilor locale din anul 2024. Capitolul 5602, 50.000 lei, sumă ce reprezintă contribuția comunei la înființarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2024. Capitolul 6102, 15.000 lei pentru achiziționarea de materiale pentru protecția civilă PSI. Capitolul 6502, 400.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 328.000 lei pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104 alineatul 2, litera B și E, din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, reprezentând cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. 62.000 lei pentru decontarea transportului cadrului didactice pe baza adeverințelor privind postul abonamentului sau biletului de către operatorii de transport sau cu autoturismele personale. 10.000 lei pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii care nu se pot deconta din postul standard pe elev, sumă susținută de veniturile proprii ale bugetului local. 42.000 lei pentru stimulent educațional și drepturile copiilor cu CES. Capitolul 6702. 35.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 20.000 lei pentru bunuri, servicii și procurare materiale culte și 15.000 lei pentru susținerea cultelor. Capitolul 6802. 870.000 lei, din care 790.000 lei pentru plata indemnizației persoane cu handicap, din care 718.000 lei alocați din TVA.
80.000 lei pentru ajutor în cazul de locuințe cu lemne și supliment pentru energie, sume alocate de ASEP Izbacău. Capitolul 7002. 900.000 lei, bunuri și servicii din care 350.000 lei pentru apa rece consumată, energie electrică de la rezervoare și pompe. 250.000 lei pentru iluminatul public și reparație curentă la rețeaua de iluminat. 300.000 lei, suma ce urmează a fi primită de la OCP Izbacău pentru cadastru general. Capitolul 7402. 450.000 lei pentru bunuri și servicii din care 350.000 lei pentru plată salubritate, sumă ce provine parțial din încasarea taxei de salubritate de la cetățenii comuni, restul fiind susținut din alte venituri ale bugetului local. 100.000 lei pentru plata taxa mediu aferentă anului 2023 și alte prestări servicii necesare pentru rețeaua de canalizare. Capitolul 8402. 309.000 lei. Bunuri și servicii pentru dezepezire și prestări servicii drumul, achiziționare combustibil pentru buldozer excavator și servicii de întreținere pentru acesta. Cheltuieli bugetul local anul 2024, secțiunea de dezvoltare. Capitolul 6502. 100.000 lei pentru obiectivul dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților de conexie de la nivelul comunei Vulcea, județul Bacău, sumă din bugetul local ce reprezintă cheltuieli neeligibile în cadrul contractului de finanțare prin PNRR. Capitolul 7002. 54.000 lei pentru decontare lucrări privind finalizarea autorizării PUC. Capitolul 7002. 500.000 lei pentru decontare prestări servicii pentru proiectul modernizare sistemului de iluminat public din, în comuna Bucim, județul Bacău, proiect finanțat de către AFM. Capitolul 7002. 535.000 lei pentru forarea unui puț. Capitolul 8402. 5.100.000 lei pentru decontarea servicii pentru obținerea modernizare prin asfaltare drumul de interes local în comuna Bucim, obiectiv de investiții pentru care s-a semnat contractul de finanțare prin PNI Angel Salini în luna decembrie 2022 și a fost scos la licitație pentru a se încheia contractul de lucrări pentru efectuarea lucrării. Capitolul 8402. 66.000 lei pentru decontarea servicii privind întocmirea cererii de finanțare pentru obiectivul reabilitare drum DC-124, tronson 1 și tronson 2, proiect ce a fost depus pe finanțare prin planul strategie PAC 2023-2027, MADR-DR-28 și se va află în evaluare. Așa se prezintă situația propusă pentru bugetul anului 2024, drept pentru care rog analiză, dezbatere și aprobare. Doamna președintă. Mulțumesc. Domnule Ciubotaru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei au studiat și sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt în scriere, vă rog. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, vă rog să ne expuneți următorul proiect. Referat de aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de cheltuieli de anul 2024 și a exprimărilor pentru anul 2025-2027 pentru școala gimnazială comuna Bucim, ordonator terțial de credite. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la constituirea bugetului separat pentru școala Bucim în mod asemănător ca și în anii precedenți, bineînțeles după aprobarea bugetului local al comunei. Procedura este asemănătoare cu cele din anii precedenți și anume aceea că sumele necesare pentru plata salariilor cadrelor didactice și a personalului auxiliar de la școli vor fi plătite de către Inspectoratul Școlar Bacău prin bugetul local al comunei Bucim, urmând a fi transformate doar sumele pentru cheltuielile cu bunuri și servicii incluzând aici și transportul cadrelor didactice. Astfel, pentru anul 2024, prin adresa numărul BCG ZTZ 518 din 12.01.2024, transmisă de ASFP Bacău, s-a repartizat comunei Bucim suma totală de 328.000 lei pentru bunuri și servicii la care am propus și a adăugat de la bugetul local suma de 10.000 lei pentru acest subcapitol plus 62.000 lei pentru cheltuielile de personal însemnând contravaloarea estimată a transportului pentru cadrele didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la școală. De asemenea, așa cum ați putut observa în coloanele 4, 5 și 6, am prevăzut și sumele estimate pentru anul 2025-2027 pe baza cheltuielilor estimative pe care le-am preconizat. Pentru aceste considerente, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată.
Mulțumesc, domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Membrii comisiei au studiat proiectul și sunt de acord cu... Mulțumesc, dacă sunt în scrieri. Nu? Punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, domnule. Din greșeală am sărit un punct. 5. Referat de... Nu e... Eroxidem acum. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2023. Doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care îl prezint la acest punct al ordinii de zi prevede în conținutul său aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2023 al Comunei Buciu. În analiza fondului de execuție al bugetului local pentru anul 2023, puteți constata că la partea de venituri s-au totalizat suma de 7.359.236 lei, iar la partea de cheltuieli un total de 8.199.257 lei, rezultând un deficit de 840.020 lei. Așa prezintă situația bugetară pentru anul 2023, de pentru care propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Doamna președintă, mă scuzați că am... Mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei au studiat proiectul și sunt de acord cu tot. Mulțumesc, că dacă sunt în scrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. La punctul 8. Punctul 8 am studiat. La punctul 2 ați primit, da, de la serviciu raportul. De raportul. Și cred că suntem la cum, nu? Ați primit. Este o informare. O informare. Și diverse. Diverse. Dacă aveți probleme mai deosebite. Mulțumesc frumos. Dacă nu...